renaștere și de reașezare și un moment pe care îl privesc așa cu foarte mult entuziasm și foarte mult curaj. Și privesc așa pentru că facem două lucruri. Unu, creăm administrativ vorbind un nou grup care, așa cum ați constatat și ieri din urma Consiliului Local, se va numi Club Sportiv Mina Baia Mare, cu mai multe secții, în special secția de handbal. Dar am acest entuziasm pentru că în acest proiect consolidăm echipa cu care vom evolua în campionat și cu care vom ocupa locul pe care îl vom prelua de la HCM și palmaresul pe care îl vom prelua de la HCM cu două jucătoare care constituie parte din coloana vertebrală a clubului. Două jucătoare alături de care am și început acest proiect. Două jucătoare care, așa cum despre multe s-a spus că n-au fost dorite în HCM Baia Mare. Vreau să vă spun acum foarte sincer că nici ele n-au fost foarte dorite în HCM Baia Mare și a fost o luptă foarte intensă a mea pentru a le aduce aici. Dar tocmai datorită prezenței lor în acest club s-a ajuns la nivelul la care s-a ajuns. Pentru caracterul lor și pentru profesionalismul lor, am toată încrederea să merg mai departe. Și fac acest lucru pentru că de data aceasta vorbim de un club unde autoritatea locală poate să-și spună cuvântul, nu mai este un club de drept privat, este un club de drept public, este o instituție în subordinea Consiliului Local, este o instituție coordonată de către Primăria Municipiului Baia Mare și unde nu mai trebuie să ne raportăm la diverse chestiuni subiective. Ne raportăm strict la obiectivele pe care le avem și la valoare. Astăzi am parafat, am semnat continuarea relației dintre Baia Mare și cele două jucătoare, Paula Ungureanu și Valentina Ardean Elisei. Pe parcursul timpului veți vedea modul în care vom consolida noua echipă. Obiectivul este acela clar de a reconstrui și de a reconsolida într-un mod mult mai structurat, mult mai serios, mult mai coerent echipa și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere administrativ. Dar, în primul rând, e foarte important să ne regăsim entuziasmul. Și noi, cei care susțineam clubul, și jucătoarele, și publicul. Totul pornește de la entuziasm și de la ceea ce-ți dorești. Și întotdeauna trebuie să existe o bună relație și o creștere, așa, în paralel a publicului cu echipa. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, e foarte bine. Dacă vei da o mașină foarte scumpă pe mâna unuia care și-a luat astăzi carnetul, s-ar putea să o bage direct în gard. Din acest motiv, mă bazez din acest moment pe aceste jucătoare absolut emblematice și relevante pentru România, pentru handbalul european. Mă interesează un proiect care să fie în proporție majoră românesc. Majoră și nu spun 100% pentru că nu suntem extremiști. Pentru că ne dorim să, dacă putem să aducem valori la Baia Mare, să le aducem. Și nu ne uităm la buletin, ci ne uităm la valoare.
Nu contează cum te numești neapărat sau ce naționalitate ai, contează ce ai arătat că poți să faci în handbal. Așadar, toată această poveste va continua într-o formă mult mai consolidată și mult mai serioasă. Nu vă ascund faptul că vom avea o echipă tehnică nouă. Este un club nou, o echipă tehnică nouă. Jucătoare, în mare parte, jucătoarele românce vor rămâne. Vom avea și jucătoare care vor veni, jucătoare noi care vor veni. Și aici vorbim de Alison Pinot. Vorbim și de alte surprize care vor apărea săptămâna viitoare. Dar prioritatea mea, ca și primar al municipiului Baia Mare, să fac o echipă relevantă din două perspective. Aceea echipei naționale și să sprijinim echipa națională în tot ceea ce înseamnă performanță pe care vreau să o dea pentru statul român și pentru români și pentru echipele naționale de tineret și de junioare. Veți vedea la Baia Mare, la Minaur, foarte multe jucătoare care vor sta în spatele jucătoarelor consolidate, jucătoarelor cu experiență, jucătoare tinere, jucătoare care au câștigat campionate mondiale acum un an de zile, jucătoare care au potențial, dar jucătoare care trebuie să crească. Și cred că e util să crească într-o atmosferă frumoasă, generată de campioane, așa cum sunt cele două și altele care. Sunt jucătoarele în care am major încredere, echilibreze și o echipă. Sunt jucătoare care pot să creeze lipsit într-un an de zile la HCM, în care suntem toți împreună, ca foarte clară, Liga Campionilor, dar într-o formă a oamenilor și într-o gândire a unor oameni normali, astfel încât să consolidăm echipa cu care pornim astăzi, să fie mobilată de anul viitor, dar nu în formula în care ne-am obișnuit pe ultima 100 de metri să facem tot felul de lucruri, ci din timp să știm exact cu ce jucătoare mergem mai departe pentru sezonul următor, de acum să se discute cu jucătoarele relevante la nivel european, pentru că un campion nu stă după Baia Mare să vadă când are chef vreun director sau vreun președinte la Baia Mare să sune ca să te invite să joci. Nu suntem o echipă care să fie câștigat de câteva ori Liga Campionilor. Suntem un club care și o echipă care se consolidează. Ne dorim foarte mult. Îmi doresc și pentru Baia Mare, îmi doresc și pentru aceste jucătoare cât mai multă și cât mai înaltă performanță. Un proiect cu o componentă românească majoră. Noi vrem să mergem cu româncile noastre la un tur preliminar. Am jucat direct în Liga Campionilor și cu echipa de fete și cu echipa de băieți. Din calculele și din statisticile și din punctajul pe care îl au cluburile și țările, se pare că acest lucru este cert. Atunci, bineînțeles că ne vom lupta pentru toate șansele pe care le avem, dar cu măsură și cu capul pe umeri. Nu vom spune că anul acesta vom câștiga Liga Campionilor. Nu vom câștiga. Dar vom construi anul acesta pentru a consolida echipa anul viitor și pentru a ținti spre vârf. Și doar matematic nu poți să faci în altă performanță. Cele în care am avut de la început încredere, cele care au consolidat alături de mine acest proiect și cu care merg cu toată încrederea înainte. Contractele noastre pe care astăzi le avem pe semnate pentru HCM Baia Mare vor fi transferate săptămâna viitoare după ce vom obține
cisurile și toate elementele de înființare a noului club pe Minaur Baia Mare. Contractele sunt pe o perioadă de 2, respectiv 3 ani. 2 ani pentru Paula, 3 ani pentru Alice. Este o dorință pe care o am pentru a consolida alături de ele, pentru că peste 2-3 ani fiecare dintre ele se vor gândi la ceea ce vor face după ce vor termina cariera. Și îmi doresc foarte mult, chiar de acum, să, așa cum avem Academia Minaur la băieți, să facem o academie și pentru fete. Cred că trebuie să folosim aceste campioane și aceste talente pentru a da mai departe tot ceea ce știu ele despre handbal și despre sport și jucătoarelor tinere. Încă o dată am ales cu sufletul. E foarte greu să te desparți de cineva care te-a atașat atât de mult. E foarte greu să te desparți de publicul goimărean, de atmosfera care este aici. Și mi-am dorit o continuitate aici la Baia Mare. Am mare încredere în conducere, în absolut toată lumea și vă mulțumesc. Mulțumesc. Cum știți, din iarnă eu mi-am dat acordul să mă rămâne la HCM Baia Mare. Acum s-a legalizat totul. Mă bucur. Îmi face onoare că fac parte din această echipă. În continuare voi da totul pe teren și încerc să-mi aduc aportul la echipă cât pot de bine. Am încredere în noul proiect. Sunt convinsă că va fi mult mai bine. Doamne ajută! Cel mai bun. Mă trebuie și cel cacao aminte. Da. Întrebări dacă aveți? Dacă ne puteți spune cine place. În principiu, majoritatea jucătorilor străine vor pleca. Adică vor pleca. În noul club nu își vor mai avea relevanța, venind și altele. Majoritatea jucătorilor românce vor rămâne. Asta este filozofia generală. Asta știam și eu. Cunoașteți. O singură jucătoare față de o singură jucătoare am un anumit semn de întrebare dacă va rămâne sau nu și aceea este Abing. Dar am un semn de întrebare. Noul antrenor, trebuie să-și spună cuvântul. Când se va cunoaște noul antrenor? Noul antrenor român sau din afară? Va fi un cuplu mixt de doi antrenori, bărbați amândoi, un român și un străin. Un român foarte cunoscut și un străin la fel de cunoscut. Dar dinamici. Românul fiind secund și celălalt principal. Să cred că unul dintre dânsii poate să fie domnul Roșca de la Craiova, că să știți, să mă locuit acolo. Să știți că sunt, aș fi foarte entuziast dacă domnul Roșca ar veni la Baia Mare, mai ales că foarte multe dintre jucătoarele under, din Under 19 sunt, și vor fi la Baia Mare. La Dulcea, a câștigat domnul Roșca campionatul mondial cu multe dintre fetele care vor fi la Baia Mare din sezonul următor. Niciuna dintre jucătoarele de la Under 18 nu e din Baia Mare, în afară de Polocoșel care nu a jucat. Există vreun nume pe care trebuie să spuneți acum? Pot să vă spun că vom aborda cam 70% din echipa de Under, acum, Under 19, care a câștigat campionatul mondial. Pentru noi este, și știți foarte bine, nu trebuie să ascundem faptul că Laura, și înspre, mergând spre echipa de tineret, Laura Popa, Cristina Laslo, Ostase, Madalina Ilie, și
mai sunt câteva dăscălete. Sunt jucătoare tinere care pot să crească în această echipă. Ne gândim și la jucătoarele care sunt. Mai sunt cele împrumutate. Mai sunt Tiron, Zanfirescu, Tănăsie. Pașca. Pașca. Sunt jucătoare care își vor avea locul în această echipă. Asta nu înseamnă că nu își va avea locul bine stabilit și așa, încă o jucătoare străină care aproape sigur că va rămâne, este Georgevska. Eu am mare încredere în ea și o jucătoare străină sau aproape străină care iarăși cred că va rămâne este Gabi Suci. Nu o să-i cer să renunțe la cetățenia maghiară doar ca să fie doar româncă. Ia având știți. Acum vom vedea din punct de vedere legal cum funcționează lucrurile. Culorile clubului vor fi culorile din aurului. Portocaliu și negru. Dar fiecare echipă de basket, de volei fete pe care o să avem, de handbal fete, handbal băieți, pot să-și aleagă culorile după care și siglele cu care se vor înscrie în campionate. Nu asta este important. Cred că e important cum, ce construim, ce o... Să dăm așa un preambul. Mi-aș dori foarte mult ca echipa care să conducă tehnic acel club, această echipă, să fie Kim Rasmussen și Roșca. Discuții pornite cu Kim Rasmussen de foarte multă vreme. În paranteza asta înseamnă că cu certitudine de domnul Tiseri nu va mai fi la echipă. Cred că, având în vedere că ieri am avut o discuție cu fetele și pe cele care rămân, eu le-am comunicat că în data de 20 iulie este reunirea lotului și le-am comunicat eu și nu antrenorul, înseamnă că lucrurile sunt clare. Da? Un sezon foarte încărcat și suntem normal mulțumite cu un simplu regret că n-am reușit să ieșim și campioane. Toate obiectivele propuse să le realizăm, dar totuși eu zic că am făcut foarte bun. Credeți că o să fie extrem de puternică ce se București în sezonul viitor? Că știți, cel puțin trei jucătoare care vor veni comparativ cu ceea ce rămâne la noi în virtutea faptului că dorim să creștem. Nu știu, eu zic să lăsăm timpul să decidă. Vedem. Normal, ca și numai pentru că e o echipă puternică, dar vedeți dumneavoastră că nu doar numele contează. Lăsăm timpul să decidăm. Români buni. Sunt bine așezați ori la cluburile străine, ori la cluburile din România. E foarte greu să iei un jucător, chiar și tânăr, de la un club românesc. Un jucător de valoare. Înțeleg că prețurile pentru transferul respectiv, salariile sunt la fel de mari ca și la un jucător străin consolidat și care a avut rezultate. Deci aici trebuie să ne uităm și la oportunitate și la eficiență. E mai degrabă căutat echipe care mor să luați jucătorii de la jucătorii buni de acolo, greu de luat. Și foarte scump la băieți. Am avut. Da, dar sunt multe orgolii. Începe handbalul să devină așa o... Ești la Austin, ești la Inter. Tot ceea ce înseamnă consolidarea echipei. Vom vedea forma legală în care vom face acest lucru. Ori va fi managerul echipei de băieți, ori va fi doar un consultant, el fiind și impresar și n-aș vrea să intrăm într-o zonă de incompatibilitate, fiind totuși un club de drept public în acest moment. La băieți rămâne aceeași conducere tehnică. Da. Și la fete sunt, de exemplu, preparatorul fizic, fizioterapeuții care vor rămâne la această echipă și voi avea discuții cu ei.